Nevastă mea n-are încredere în mine. Părinții mei nu mă susțin. Aud chestia asta de foarte multe ori și vreau să o adresez. Pentru că, în primul rând, de ce ar avea încredere în tine? Dacă tu ai fi pe partea cealaltă a ecuației, tu ai avea încredere în tine? Îți dau un exemplu banal. Dacă tu îți trimiți copilul la piață să cumpere ceva și prima dată vine două lucruri lipsă, a doua oară din nou două lucruri lipsă, a treia oară îi spui, băi, ia-ți o listă la tine și uite-te pe listă. Ia lista, dar tot uită ceva. Automat, bănuiesc că nici tu nu o să ai încredere data viitoare când îl trimiți, că îți va aduce tot ce ai zis să-ți aducă. Ăsta e un exemplu banal, dar așa se întâmplă și în viață. Dacă tu n-ai făcut nimic demn de încredere în viața asta, dacă tu nu ești un exemplu pentru cealaltă persoană, în orice perspectivă a vieții, dacă tu n-ai făcut nimic până acum, dacă te-ai apucat de chestii dar nu te-ai ținut, dacă nu pui destul de multă muncă în ceva, dacă ești genul care renunță imediat, de ce ai pretenția și de ce te aștepți ca ceilalți să aibă încredere în tine? Și de ce pui ăsta ca fiind un motiv pentru care tu nu reușești? Pentru că aici e problema. De ce nu faci lucrurile astea tu singur și după aia, după ce tu ai un track record sau ai un istoric de lucruri care ți-s și care îți reușesc, să aștepți la ceilalți să aibă încredere în tine? Nu credeți că nu are sens chestia asta? Cu alte cuvinte, în primul rând, nimeni nu o să aibă încredere în tine până tu nu ai, până nu faci ceva și nu au nici de ce să facă chestia asta. Așa că pune mâna și muncește, pune mâna și obține rezultate în ce faci, ai tu încredere în tine și ține-te de lucruri și fă-le. Crede-mă că după aia, după ce ai realizat ceva, oamenii or să înceapă să creadă în tine, pentru că au de ce. Și dacă nu cred în tine și tu le arăți, băi, am făcut asta, asta și asta, și dacă ei tot nu cred în tine că tu ești capabil să faci lucrurile alea, atunci nu mai este problema ta, este problema lor. Tu trebuie să știi că în viață majoritatea lucrurilor depind de tine și sunt responsabilitatea ta. Nu trebuie să stai să aștepți de la ceilalți. Asta este doar o scuză. Nu faci pentru că n-au ceilalți încredere în tine. Ce legătură are? Cu ce te-ar ajuta că îți spun eu acum, da, bă, ești bun? Din contră, ai crede că ești prea bun la ceea ce faci și n-ai mai face nimic. Așa că pune mâna și fă înainte, fără să te gândești cine are încredere, cine crede că voi face ceva, cine nu. Tu trebuie să crezi și tu trebuie să mergi pe drumul ăsta singur, până vor veni și alții care vor vedea ce ai făcut și atunci vor crede în tine.